viața cea nouă Tu ne-ai dăruit. Aleluia, slavă ție, aleluia, amin. Aleluia, slavă ție, Părinte divin. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze și seara asta, viețile noastre, închinarea, părtășia de aici și nu în ultimul rând, cuvântul și parte din Scriptură rânduită pentru seara asta. Ne rugăm pentru fratele Emil să-l binecuvânte, Domnul. Hai să ne conducă rugăciune cu voce tare fratele Zambo, fratele Dan Bodner și fratele Necori. Plecăm ființele înaintea Domnului și ne rugăm cu dâns și cu voce tare. Noi urmărim rugăciunea, spunem amin și dacă nu-i auzim în Duhul nostru, strigăm ca Dumnezeu să se îndure de adunare și de noi. Hai să ne rugăm. Mulțumim, Doamne! Mulțumim! Amin! 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 Ascultă, Doamne! Amin! Amin. 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 Doamne, te rugăm, izbăvește-ne de orice rău. Aleluia. Amin. Mulțumim, Doamne. Aleluia. Doamne, slăvit să fii. Amin. 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 În numele Domnului Iisus Hristos, însă te rog să te înduri, dar cei ce stau nevăzători. Te rugăm, Doamne. Doamne, încă se mai spune astăzi, încă mai este tare, de aceea îngrăznim să strigăm la tine. Ai milă. După voia ta te răspunde. Mulțumim, mulțumim. Amin. Amin. Ilia. Tată care ești în ceruri, în aceste clipe venim înaintea ta să-ți mulțumim pentru dragostea ta nespus de mare. Mulțumim. Mulțumim, Doamne, că în dragostea ta ai cuprins și viețile noastre. Mulțumim că te-ai îndurat. În seara aceasta, prin dragostea ta, suntem în casa ta. Doamne, am venit aici pentru că vrem să ne întâlnim cu tine. Amin. Amin. Să ne dai cuvânt din partea ta. Amin. În sensul acesta, Doamne, te rugăm să binecuvintezi slujitorul tău. Amin. Îmbracă-l cu putere de sus. Te rugăm, Doamne, să ne vorbești prin el. Amin. Amin. Doamne, binecuvintează și pe cei ce cântă. Amin. Amin. Tot ce se face în seara aceasta, ai să fie pentru
Amin. Pentru toate îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos și te rugăm să rămâi bucuria noastră până la capătul vieții. Amin. Amin. Ocupăm locurile, ne unim în cântare. Un om al lui Dumnezeu cu o mare nevoie. Rugăciunii unui astfel de om, Dumnezeu i-a dat un răspuns potrivit cu nevoia mare pe care o avea. N-a fost răspunsul pe care probabil apostolul Pavel îl aștepta atunci, dar a fost cu siguranță răspunsul unui Dumnezeu care știa cel mai bine soluția la nevoia lui. Și răspunsul lui Dumnezeu a fost: harul meu îți este îndeajuns, căci puterea mea în slăbiciunea ta se face desăvârșită. În seara aceasta, Dumnezeu cunoaște nevoile sufletului fiecăruia dintre noi. Dacă Dumnezeu își va lăsa în seara aceasta harul, cuvântul, iubirea, ne va fi de ajuns. De aceea, să cântăm împreună cântarea de la numărul 10, ca o rugăciune care spune: îndeajuns mi-e, Doamne, doar harul Tău. Îndeajuns mi-e, Doamne, doar harul Tău. Îndeajuns mi-e, Doamne, doar harul Tău. Te laud, Doamne, te preamăresc. Și te slăvesc. Îndeajuns mi-e, Doamne, cuvântul Tău. Îndeajuns mi-e, Doamne, cuvântul Tău. Te laud, Doamne, te preamăresc, ridic iar mâinile spre cer și te slăvesc. Îndeajuns mi-e, Doamne, iubirea ta. Îndeajuns mi-e, Doamne, iubirea ta. Te laud, Doamne, te preamăresc, ridic iar mâinile spre cer și te slăvesc. Îmi plec genunchiul în fața ta, îmi plec genunchiul în fața ta. Te laud, Doamne, te preamăresc, ridic iar mâinile spre cer și te slăvesc. Cu tine-n slavă curând vom sta, cu tine-n slavă curând voi sta. Te laud, Doamne, te preamăresc, ridic iar mâinile spre cer și te slăvesc. Binecuvântăm numele lui Dumnezeu, mulțumitor pentru seara asta și
pentru voi toți care ați ales să vă închinați împreună cu noi, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Salutăm special frații care au hotărât să ne slujească, Ovidiu și Cucrin aici, cântăreți de mare valoare în orașul nostru, lucrează în școală, în operă. Sunt în seara asta împreună cu noi, mulțumim lui Dumnezeu că le-a îngăduit să vină, au putut să vină, mulțumim lor că au lăsat altele și sunt în seara asta aici și vrem să ascultăm cântarea lor și cântăm și noi și asta este ceea ce ne-am propus. Acum haideți să ascultăm cântând cântarea de laudă. Domnul să fie lăudat și numele Lui cinstit în veci. Amin. Trudicițe grea povara, nu vrei chiar astăzi să te ridici. Iată e clipa hotărătoare, trece Iisus pe aici. Trece El, trece. Și cere îndurare, trece Iisus pe aici. Vei refuza marea sa iubire sau vei veni după har să strigi? Iată că alții găsesc salvare, trece Iisus pe aici. Trece El, trece El, cheamă-L și cere îndurare, trece Iisus pe aici. Ce vrei să-ți fac azi, Iisus, te-ntreabă, aude tristul tău oftat. Vino și spune-i tot ce te doare, să fie liberat. Trece El, trece El, cheamă-L și cere îndurare, trece Iisus pe aici. Trece El, trece El, cheamă-L și cere îndurare, trece Iisus pe aici. Aleluia, slăvit să fie Domnul. Ne bucurăm să vă salutăm. Da. Ne bucurăm să vă salutăm cu pacea Domnului Iisus Hristos în această seară și dorim ca Harul Lui să fie revărsat peste fiecare suflet care a pășit pragul acestei case de închinare. Dacă în prima cântare am adus acest mesaj că Domnul Iisus Hristos trece pe aici, am vrea ca următoarea cântare, o cântare a fratului Moldoveanu, care ne este tare dragă nouă, Iisus, Iisus, azi vin la tine, o cântare care se află, mi se pare că în volumul întâi, în culegerile fratelui Nicolae Moldoveanu. Iisus, Iisus, azi vin la tine, cu adânci suspine la tine vin.
Vreau să mai spun un lucru. Dorința noastră în această seară este ca, dacă unele dintre cântări, și eu cred că toate, le știți, să cântați împreună cu noi. Am și ales niște tonalități mai joase ca să putem să ne închinăm împreună. Acesta este scopul pentru care am venit noi aici. Iisus, izvor de mângâiere, la tine vin încrezător. Sunt copleșit de o grea durere și mistuit de-al ei fior. Iisus, Iisus, azi vin la tine, cu adânci suspine, la tine vin, iubirea ta să mă lumine și să-mi aduc al tău alin. Iisus, izvor de bucurie, sunt întristat azi de vrășmaș, să mă păzești, să-mi dai tărie și-n mâna lor să nu mă lași. Iisus, Iisus, azi vin la tine, cu adânci suspine, la tine vin, iubirea ta să mă lumine și să-mi aduc al tău alin. Iisus, izvor de har și pace, adâncă pace tu să-mi dai, chiar carnea de mi s-ar desface, în duhul meu e cer și rai. Iisus, Iisus, azi vin la tine, cu adânci suspine, la tine vin, iubirea ta să mă lumine și să-mi aduc al tău alin. Ascunde viața mea în tine, atunci când lupte grele vin, tu numai tu să fii în mine, izvorul harurilor vii. Iisus, Iisus, azi vin la tine, cu adânci suspine, la tine vin, iubirea ta să mă lumine și să-mi aduc al tău alin. Haideți să cântăm cu toții refrenul acestei cântări. Iisus, Iisus, azi vin la tine, cu adânci suspine, la tine vin, iubirea ta să mă lumine și să-mi aduc al tău alin. Iisus, Iisus, azi vin la tine, cu adânci suspine, la tine vin, iubirea ta să mă lumine și să-mi aduc al tău alin. Haideți să ne ridicăm să urmărim pe împăratul David, ce scrie în psalmul 90. Eu cred că în contextul care deja l-a creat Duhul Domnului prin cântarea lor,
În Psalmul 40 citesc așa: îmi pusesem nădejdea în Domnul, El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa peirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine, nimeni nu se poate asemăna cu tine. Aș vrea să le vestesc, să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Amin. Haideți să stăm cu mulțumire și cinstirea numele lui Dumnezeu, ca niște oameni răscumpărați, care ne-am pus nădejdea în Domnul și după El s-a îndurat de noi și ne-a scos. Cuvinte puține de mulțumire, frații, surori, din balcon, sala mare sau de la cor. Slăvit să fii, Doamne! Mărit să fii, Doamne! Mulțumim! Mulțumim! Amin. 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 Te laud și eu, Tată Ceresc, pentru că mari și minunate sunt lucrările tale și minunile tale pentru mine. Îți mulțumesc că mi-ai dat har și îndurare. Aleluia! Amin. Să putem trăi o viață pentru toate care au dat și le amărim acum și în veci de veci. Amin. Mulțumim, Doamne. Mulțumim. Mulțumim. Amin. Lăudat să fie numele Tău. Mulțumim. Mulțumim. Amin. Lăudat să fie numele Tău. Lăudat să fii, Doamne. Mulțumim. Amin. Da, Doamne, recunoaștem sănătatea asta. Mi-ești Tu cămar și minunate sunt lucrările Tale, Doamne. Mulțumim, Doamne, că și astăzi, Doamne, faci lucrări deosebită, Doamne. Mulțumim că ești Dumnezeu care faci minune, Doamne, de aceea. Venim și în seara aceasta la Tine și Te rugăm să privești cu îndurare spre noi, Doamne. Să ne ierți că suntem de atâtea ori așa de slab, o dată așa de mici, Doamne. Să ne ajută, Doamne, ca să privim la Tine, Doamne, să ne ajută, Doamne, ca să trăim pentru Tine și să... Doamne, ajută-mă! Doamne, întărește! Binecuvintează viețile noastre, Doamne. Amin! Amin. Mulțumim. Amin. Doamne, ascultă. Amin. Ne bucurăm, Doamne, să fim în prezența Ta în seara noastră. Vrem să fim binecuvântați de Tine. Amin. Vrem să ne vorbești în seara aceasta. Amin. Amin. Amin.
te rugăm să-L binecuvintezi pe Emin. Amin. Amin. Mulțumim că ne dai harul ăsta. Mărit să fii, Doamne. Amin. Mulțumim că ne-l dai. Amin, Doamne. Amin. Dumnezeule adevărat, te binecuvântăm pentru că întotdeauna ai fost și ești un truc de scăpare pentru toți aceia care și-au pus încrederea în tine. Mulțumim că brațul tău a fost puternic și durerile tale revărsat și în ziua de astăzi peste biserica ta, peste sufletele noastre. Mulțumim. Doamne, te lăudăm pentru tot ce ești și faci. Și aleluia. Binecuvântează seara aceasta și cuvântul, Doamne. Amin. 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 Mulțumim că te-ai miluit de noi și ne-ai scos din fundul mocirlei. Ne-ai pus piciorul pe stâncă, în gură o cântare nouă și planul tău, descoperit prin Duhul Sfânt, este un plan veșnic cu fiecare din noi. Motivați de toate aceste realități, Doamne, a Ta să fie toată slavă. Ne închinăm înaintea Ta și pentru că suntem copiii Tăi, ne unim în rugăciune și spunem, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, de cum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce în ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Amin. Vă rugăm să ocupați loc. Veghează-n zori când ziua abia zimbește, când totul este iar înviorat. În tine poate încă dăinuiește vreo umbră neagră, umbră de în amur, când totul se odihnește, tu îndreaptă-ți gândul iar spre Iisus. Îi cântă slavă și îi mulțumește pe-a lui cărare Domnul iarăși te-a condus. Și raha mea, țin munca grea,
cânte roși, dorind puterea milei. Doar în Iisus mereu să te încrezi, iar în amur când totul se odihnește, tu-ndreaptă-ți gândul iar spre Iisus. Îi cântă slavă și îi mulțumește pe-a lui cărare Domnul iarăși te-a condus. Veghează orice clipa vieții tale, chiar și atunci când totul e senin, cât firea ta ierea din care afară și jurul tău e un dușman hain, iar în amur când totul se odihnește, tu-ndreaptă-ți gândul iar spre Iisus. Îi cântă slavă și îi mulțumește pe-a lui cărare Domnul iarăși te-a condus. Iar în amur când totul se odihnește, tu-ndreaptă-ți gândul iar spre Iisus. Îi cântă slavă și îi mulțumește pe-a lui cărare Domnul iarăși te-a condus. Aleluia! Slăvit să fie Domnul nostru Iisus Hristos, că prin Duhul Său cel Sfânt ne dă îndemnuri, prin cântare, prin ceea ce se întâmplă în inima noastră, ca îndemnați de Duhul Sfânt să venim întotdeauna cu inima deschisă înaintea lui Dumnezeu, să putem să îi aducem mulțumirile noastre, pentru că El este acela care s-a îndurat de noi și ne-a căutat, nu pentru că am avea noi vreun merit, ci din pricina numelui Său, spune Psalmul 23. A Lui să fie toată lauda, toată slava și toată cinstea. Amin. În mreaja vieții de păcat trăit am, Doamne, îndurat. Acum la Tine vin cu dor, o scump și dulce Salvator. Iisus, la crucea Ta eu vin și vreau viața să-Ți-o închin. Primește, Doamne, ruga mea și dă-mi în dar salvarea Ta. Primește, Doamne, ruga mea și dă-mi în dar salvarea Ta. În valuri și ispite am fost, trăit am viața fără rost. De fără de lege împresurat, o, Doamne,
Doamne, vin să fiu iertat. Iisus, la crucea ta eu vin și vreau viața să-ți-o închin. Primește, Doamne, ruga mea și dă-mi în dar salvarea ta. Primește, Doamne, ruga mea și dă-mi în dar salvarea ta. În dragostea-ți mă-ntrebi acum, cu tine voi merge pe-un drum și sunt voios și fericit. Iisus, în veci să fii slăvit. Iisus, la crucea ta eu vin și vreau viața să-ți-o închin. Primește, Doamne, ruga mea și dă-mi în dar salvarea ta. Primește, Doamne, ruga mea și dă-mi în dar salvarea ta. Iisus, la crucea ta eu vin și vreau viața să-ți-o închin. Primește, Doamne, ruga mea și dă-mi în dar salvarea ta. Primește, Doamne, ruga mea și dă-mi în dar salvarea ta. Cel mai apropiat serviciu în casa lui Dumnezeu, cu ajutorul lui, este duminică, de la 9 la 10, frații care vin în sala mică la rugăciune sunt bine primiți în continuare. Apoi, de la 10 la 12 și după masă, programul obișnuit cel de la ora 18. Până atunci, sâmbătă la ora 10 sau în fiecare sâmbătă la ora 10, în sala mică este rugăciune și fratele Nicu Andronache se întâlnește cu cei care vin la timpul ăsta, care l-au pus deoparte. Dumnezeu să întărească și să asculte și rugăciunea și lucrarea care o faceți voi să fie binecuvântată de El. Amin. Pentru duminică și de dimineață și după masă este împreună cu noi fratele Sergiu Dobre, un coleg de doctorat cu fratele Marius Birgean. Dânsul a avut amabilitatea să fie duminică toată ziua, să slujească amvonul. Credem că Domnul ne va da cuvânt și prin el și va fi un timp bun. Ne rugăm pentru asta, numele lui Dumnezeu să fie lăudat. Pot să vă spun despre călătoria fratelui Dumitrașcu împreună cu grupul Harmonia în Subotița, în Serbia. Că a fost o călătorie bună, ei și-au împlinit lucrarea și credem că e și reușită. Acum, cel care e deasupra și veghează asupra tuturor lucrurilor este Dumnezeu și în numele Lui ei au înălțat, l-au înălțat, în numele Lui s-au dus și au călătorit, a fost bine, nu s-a întâmplat nimic rău. Călătorie lungă, au venit noaptea târziu, i-am asigurat că ne rugăm pentru noi și s-au simțit confortabil, au zis, în toată această călătorie împotriva efortului care l-au făcut. Domnul să fie lăudat și numele Lui cinstit în veci. Amin. Haideți să ne ridicăm, ne unim în cântare și ne închinăm cu darurile de bunăvoie. Cântarea de la numărul 101. Ție-ți cânt, Dumnezeul meu, pentru bunătatea ta, pentru harul tău cel mare, te voi binecuvânta și în șoaptă și în strigare. Dumnezeul meu, pentru bun.
bunătatea ta, pentru harul tău cel mare. Te voi binecuvânta și în șoaptă și în strigare. Te voi binecuvânta, te voi binecuvânta și în șoaptă și în strigare. Ție-ți cânt, Dumnezeul meu, ție-ți cânt, Dumnezeul meu, pentru toate ce mi-ai dat, pentru dulcea ta îngrijire, pentru tot ce mi-ai luat, mă închin cu mulțumire. Pentru tot ce mi-ai luat, pentru tot ce mi-ai luat, mă închin cu mulțumire. Ție-ți cânt, Dumnezeul meu, ție-ți cânt, Dumnezeul meu, și nu vorbe vreau să spun, ci cântarea mea să-ți ardă. Ție bunul cel mai bun și-n iubire să se piardă. Ție bunul cel mai bun, ție bunul cel mai bun și-n iubire să se piardă. Fratele Emil Bartoș este cunoscut în orașul nostru, profesor, învățător, păstor, mare om al lui Dumnezeu, este în seara asta împreună cu noi și ne-am rugat deja ca Dumnezeu să-L binecuvinteze. Am zis, ceasul este bine, avem timp, am vrea să stăm lângă cuvânt, să ne angajează în programul care îl avem pentru joi seara și ne-am rugat și continuare vrem să spunem, frate Emil, Dumnezeu să vă binecuvinteze, noi suntem aici și ascultăm. Cuvântul Domnului este din 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 17 la 31. 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 17. Iată cuvântul Apostolului Pavel. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari.
Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Pentru ca, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Amin. Amin. Să ne rugăm. Doamne, binecuvintează acest cuvânt sfânt pentru mintea și inima noastră. Suntem gata, Doamne, să ne împrospătezi din nou esența Evangheliei, crucea Fiului Tău, Iisus Hristos. De aceea, Doamne, noi suntem gata să ne vorbești, Duhul Tău să fie liber la lucru în voie și robii Tăi, ascultă, îți mulțumim că ne vei binecuvânta cu prezența și puterea Ta. În numele Domnului Hristos ne-am rugat și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt din nou în mijlocul dumneavoastră. Mulțumesc fraților păstori, fraților din conducerea bisericii că m-au invitat să împărtășesc cuvântul Domnului cu voi. Salutări de la frații profesori la Facultatea de Teologie Baptistă din București, unde slujesc ca profesor, și de la alte școli unde sunt chemat și unde slujesc cu darul de dascăl pe care l-am. Am primit temă de casă astăzi. De obicei eu dau teme, dar astăzi am primit eu. Ați ajuns cu studiul Scripturii la 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 17. Și subiectul este crucea lui Hristos. Cum poate crucea lui Hristos să fie relevantă pentru noi astăzi? Mesajul meu va avea și câteva nuanțe istorice și ceva teologice, evident, și sper în final și câteva elemente practice. Mi-am intitulat mesajul Scandalul Crucii, pentru că există un termen folosit aici în versetul 23, unde Pavel scrie: dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire. Cuvântul pricină de potignire în limba greacă este scandalon, de unde avem scandal. Dar cuvântul scandal să nu fie înțeles într-un sens scandalos, foarte negativ. El înseamnă mai degrabă afront. Și ce spune Apostolul Pavel este că crucea lui Hristos, care trebuia să fie un mijloc de mântuire, de bucurie, a devenit un mijloc de scandal. Dacă ar fi să preiau acest verset, această idee și să o traduc pentru contextul românesc, atunci primul lucru la care mă gândesc este acesta. Noi creștini evanghelici, protestanți, nu suntem acuzați că noi nu avem cruce. Că noi nu ne facem semnul crucii, că noi nu avem nicăieri cruce, în sfârșit. Ceea ce este parțial adevărat. Și de aceea noi nu suntem creștini autentici. Este adevărat, zic, parțial că noi nu folosim crucea lui Hristos doar ca un semn distinctiv. Deși în sine să știți că nu este un păcat, dar e o istorie întreagă cu acest semn al crucii. Alta este problema însă. De fapt, ni se sugerează că noi nu suntem sacramentaliști.
Adică noi nu credem că atunci când ne facem semnul crucii, se produce chiar un act tainic, un act miraculos, ca un fel de sacrament, așa cum funcționează și alte sacramente. V-aș ruga dacă se poate să luați copiii, să-i duceți în sala de copii, că am un concurent serios aici și ei nu au răbdarea noastră. Fiecare își predică predica lui. Eu nu mă pot concentra și ceilalți nu pot fi atenți. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Uite, și el e de acord. Ca să definim termenii. Noi, credincioși evangheliști, suntem simboliști, nu sacramentaliști. Sacramentul ce este? Vine din cuvântul latin sacramentum, care înseamnă că există câteva acțiuni religioase administrate de biserică care transmit har divin, har dumnezeiesc. De exemplu, prin botez se crede că faptul că preotul este prezent acolo, se roagă, pune mâinile, face acea mirungere a copilului. Tot ceremonialul acesta înseamnă că păcatul strămoșesc al copilului este eliminat, a dispărut, este rezolvat. Și asta e posibil numai datorită prezenței preotului care invocă lucrarea Duhului Sfânt în sfârșit. Acesta se numește o taină sau un sacrament în sine. Sunt 7 sacramente în bisericile istorice, Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică. Noi nu avem sacramente. Noi avem doar 2 simboluri. Tot un cuvânt grecesc, simbolum, se referă la simbol, la semnificație. Deci, noi am păstrat doar 2 din acestea, așa nume botezul și cina Domnului, care credem noi că au fost rânduite de Domnul Iisus Hristos. Celelalte n-au fost rânduite de Domnul. Și atunci când le exercităm, adică botezul și cina Domnului, ele nu sunt sacramente, deci ele nu produc o lucrare tainică, neînțeleasă prin prezența preotului sau actul de punere a mâinilor. Ele rămân simboluri. Botezul și cina rămân simboluri, dar credem totuși că fiecare simbol poartă cu el însuși o semnificație. Deci noi nu credem în simboluri goale. Botezul nu e simbol gol. De exemplu, când un candidat este scufundat în apă, de obicei îmbrăcat în haine albe care să arate noua lui viață, este ridicat din apă pentru o nouă viață, viața veche s-a înmormântat, viața nouă a început, este un act simbolic. Dar el transmite ceva celui care se uită. Așa e cu toate simbolurile, practic. Acum, mă întorc la cruce pentru că ăsta e subiectul nostru. Când este vorba despre crucea Domnului Iisus Hristos, el nu este niciun sacrament, nu se găsește în cele 7 sacramente ale bisericilor istorice și nu este niciun simbol pentru bisericile evanghelice. El a fost practic adoptat de biserică în timp. Să știți că biserica creștină în primul veac și în al doilea veac nu a avut chiar la început crucea ca simbolul specific. Au fost alte simboluri ale creștinilor care au avut mai mare însemnătate decât crucea. De exemplu, cel mai vechi simbol folosit de creștini a fost păunul. Pentru că păunul își schimbă penele în fiecare primăvară și simbolizează regenerarea, învierea.
Noi puteam avea acum ca simbol al creștinismului nu crucea, ci păunul. Cam cum arăta. Apoi a fost arca lui Noe, care simboliza biserica care îi ia pe toți cei naufragiați, da, în ea. Apoi a fost peștele, mai târziu a devenit peștele simbolul creștinismului, dar semnificația e diferită, diferit înțeleasă. Mai târziu, într-adevăr, crucea a devenit simbol, dar la început n-a fost. De ce? Pentru că simbolul crucii, crucea în sine era un scandal pentru evrei, neînțeles de greci. Cum adică să pui în centrul unei noi religii, ca simbol, o cruce pe care a fost răstignit întemeietorul religiei? Evreii nu puteau accepta aceasta, nu puteau accepta oricum ideea că Mesia cel promis s-a lăsat răstignit. Păi ei îl așteptau ca revoluționar, ca eliberator și el se lasă umilit, batjocorit, omorât, răstignit pe un lemn. Mai degrabă era considerat un blestem decât o binecuvântare. De aceea, vedeți, la început creștinismul nu a văzut simbolul crucii în sensul de mai târziu ca esențial religiei creștine. Se știe foarte bine că învierea a cântărit mult mai mult decât moartea Domnului. Așa se vede și în predicile apostolilor lucrul acesta. Și în simboluri, așa cum am arătat. Dar se pare că sfârșitul secolului I, începutul secolului II, avem primele semne că, într-adevăr, creștinii au început să se recunoască unii pe alții prin tot felul de imnuri scurte, crezuri scurte și simboluri scurte. Și cel mai ușor era să faci semnul crucii, ca să te recunoști. De exemplu, atunci când au fost persecuțiile, cum recunoșteai că celălalt este un creștin? Nu? Prin diverse elemente simbolice, unul a fost acesta. Mai târziu, simbolul s-a dezvoltat când creștinii, de exemplu, avem citate de prin mijlocul secolului II, când creștinii făceau pâine în cuptor, înainte de a introduce aluatul în cuptor, făceau un semn al crucii pe aluat. Și când scotea pâinea, deja crucea era impregnată pe pâine proaspătă. Creștinii își făceau semn când ieșeau din casă și când intrau în casă. Tot așa cum, în aceleași vremuri, creștinii se rugau de 5 ori pe zi. Da. Până târziu, poate secolul IV, creștinii aveau acest obicei. Bine, era împrumutat de la evrei, de la alte religii. Au fost niște amestecuri, într-adevăr. Dar anumite lucruri s-au deosebit. Da, printre care și crucea. Ei, crucea a devenit simbolul oficial al creștinismului după Constantin cel Mare, care știți bine, a avut o bătălie. El nu era creștin înainte, numai mama lui, Elena, dar a câștigat bătălia pentru că a avut o vedenie. În vedenia aceasta i s-a arătat un semn prin care va învinge și semnul era crucea. Câștigă bătălia, cere apoi tuturor soldaților să-și pună crucea pe fiecare scut. Și apoi crucea a ajuns chiar și simbolul orașului lui Constantin, Constantinopol, asta înseamnă orașul lui Constantin, care astăzi este Istanbulul. Din acel moment, crucea a devenit universală în creștinism. Nimeni n-a contestat-o. Cu timpul însă, simbolul în sine s-a transformat din ceva semnificativ, teologic, religios, cu încărcătură serioasă, spirituală, într-o amenințare. Când, de exemplu, catolicii cucereau
teritorii noi, ori din America, din Asia sau din alte părți, ei impuneau noua religie în numele crucii. Și în perioada Evului Mediu, crucea n-a mai avut acea greutate spirituală, să zicem, semnificație de la început. Și când reformatorii au venit și au schimbat fața Bisericii Catolice, ei n-au păstrat crucea ca și principalul simbol al creștinismului. Principalul simbol al reformei a fost Biblia, n-a fost crucea. Ei au scos altarul din fața, acolo din față de la biserici, l-au scos efectiv afară și l-au locuit cu amvonul, pentru ca să arate că acum, de acum înainte, centrul religiei nu stă într-un ritual, ci într-o relație cu Iisus Hristos prin Cuvântul lui Dumnezeu. Credincioși și baptiști, dacă vă amintiți, și protestanți în general, neoprotestanți, la începuturi au hotărât să pună pe amvoane acest citat din 1 Corinteni, capitolul 1, da? Versetul noi predicăm pe Hristos cel răstignit, da? Acesta este versetul. Și nu a fost, cum să spun, o impunere, a fost o alegere. Când frații au hotărât ce anume ne deosebește în predicare, care e centrul predicii noastre, au hotărât să fie acesta, să fie crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Acum, alte sunt citatele, cum vedeți, Iisus Hristos este Domnul, Dumnezeu este dragoste și alte citate din Noul Testament. Dar cândva acesta era versetul care ne deosebea. Nu am încă o explicație de ce acest motto, acest pasaj a fost, să zicem, scos. Poate alții vor explica lucrul acesta. Mă întorc însă la subiectul nostru, la centralitatea crucii. Acuza că noi nu avem crucea în centrul credinței este falsă. Pentru că predicarea noastră are în centru crucea lui Hristos. Cântările noastre au, cele mai multe au în centrul lor, crucea Domnului Iisus Hristos. Nu găsim însă în Biblie nicio referință cu privire la semnul crucii sau practica cinstirii crucii. Dacă am găsit o aluzie undeva, poate că am revizuit anumite lucruri. Dar atenție, noi nu disprețuim semnul crucii, dar nici nu-l considerăm iminent, de neapărată nevoie în viața creștină evanghelică. Mai degrabă, noi dăm greutate crucii, semnului crucii, prin simbolul pe care îl reprezintă, prin semnificația spirituală pe care o poartă. Da, noi avem crucea în centrul credinței noastre, în sens duhovnicesc. Credința noastră este o credință personală în Cel care a murit pe cruce. Aceasta este esențial. Credem că crucea lui Hristos este răscumpărătoare. Credem că crucea lui Hristos ne definește traiectoria uceniciei a credinței. De aceea crucea nu are sens doar de mântuire, ci și de suferință, pentru că atunci când un creștin suferă, spune că își poartă crucea. Asta e semnificația. Acum, care este pericolul de a folosi semnul crucii? Pericolul este să confunzi simbolul cu semnificație sau forma și conținutul. Pentru că îi vedeți pe unii că își fac cruce foarte repede. Unii termină în stânga, alții catolici în dreapta, ortodoxi în stânga. Nu există o explicație teologică pentru asta.
Și totuși nu trăiesc în spiritul crucii lui Hristos, în spiritul jertfei lui Hristos. Ei cred că ați face doar semnul crucii este suficient. Acum, pentru cei care nu știți, și dacă încercați un dialog cu credincioși ortodoxi sau catolici, care obișnuiesc să-și facă semnul crucii, rețineți, noi nu disprețuim acest semn. Noi nu l-am adoptat din alte motive, tocmai acum le explic. Când însă discutați cu ei, vă ajut cu explicația foarte simplă. Poate că nici acești credincioși nu știu ce semnifică, dar citind puțin în cărțile, de exemplu, de teologie ortodoxă, găsești următoarea explicație. Că atunci când îți faci semnul crucii, trebuie să ții cele trei degete împreună, care semnifică Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Celelalte două rămase le pui în podul palmei și semnifică dubla natura lui Iisus Hristos. Că Iisus Hristos era și Dumnezeu și om. Dintr-o dată, vedeți, într-un simbol, ai două doctrine esențiale creștinismului. Cu asta suntem de acord. Apoi, crucea se face de sus în jos, vorbind despre coborârea lui Dumnezeu în Fiul Său și semnifică întruparea. Fiul coboară jos pe pământ, asta înseamnă de sus în jos, ca să facă împăcarea pe orizontală, deci întâi se rezolvă pe verticală și apoi pe orizontală relația, ca să facă împăcarea pe cruce, prin jertfa lui și la ortodox se termină în partea stângă la inimă. Pentru că acolo Duhul Sfânt aplică jertfa lui Hristos în inima credinciosului. Acolo se încheie crucea. E foarte frumoasă explicația, din punct de vedere teologic cel puțin. Dar vă întreb câți dintre credincioși ortodoxi sau catolici înțeleg semnificația teologică a semnului crucii. Mai degrabă, problema este că simbolul se crede, sau semnul în sine se crede că are putere sacramentală, putere misterioasă de transformare. Dacă faci semnul crucii, ești păzit de ceva. E ca și cum ar înlocui o scurtă rugăciune. Noi nu credem că mântuirea unui om depinde de semne, cum încearcă unii să sugereze, că dacă voi nu vă faceți semnul crucii, nu sunteți mântuiți. Mântuirea nu depinde de semne. Și dacă cineva își face semnul sau nu și-l face, aceasta nu-l apropie mai mult sau mai puțin de mântuire. Credința în jertfa lui Hristos de pe cruce este esența mântuirii. Și asta, vedeți, schimbă cu totul subiectul nostru. Vă amintiți de exemplul Domnului Iisus Hristos când vorbea tocmai despre jertfa lui în Ioan capitolul 3. Pomenește despre șarpele de aramă pe care l-au avut evreii în tabăra lor când au fost mușcați de șerpi veninoși. Și Dumnezeu a găsit soluția dacă să se ridice un șarpe de aramă în mijlocul acestei tabere și oricine va privi spre șarpe va fi vindecat. Ideea acolo folosită și de Domnul Iisus este că nu șarpele de aramă în sine e valoros. El în sine. Putea fi orice, Dumnezeu putea să fi venit cu altă idee. Conta credința celui care privea la șarpe. Privirea, concentrarea, focalizarea pe ce înseamnă, aceea este luată în considerare. Să crezi că Dumnezeu te poate vindeca. Și toți care priveau la acest șarpe erau vindecați pentru că dădeau credit lui Dumnezeu. Tot așa spune Hristos, dacă voi vă focalizați pe mine, vă concentrați spre crucea mea, spre ce am făcut eu pentru voi, veți fi vindecați, veți fi mântuiți. Paralela este extraordinară. Accentul, vedeți aici, nu cade
pe formă, să faci sau să nu faci un semn, crezi sau nu crezi în semnificația acelui semn. Și aici este delimitarea. De aceea, noi am păstrat o distanță față de aceste simboluri, față de aceste semne care nu au fost cerute de Domnul nostru și nici de apostol, nici n-au fost practicate de apostol măcar. Și considerăm că ele au fost doar un surogat, ceva adăugat bisericii de-a lungul istoriei și nu considerăm că sunt absolut necesare. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu e cel care filtrează toate practicile noastre și nu tradiția. Pentru noi, credincioșii evanghelici, nu sfânta tradiție este autoritatea finală, ci Sfânta Scriptură. Și în Sfânta Scriptură nu găsim altă semnificație sau alt sens al crucii decât ceea ce am citit aici. Ce a făcut Hristos pentru noi pe cruce? Dacă tu crezi că El a murit pentru păcatele tale, că și-a dat viața pentru tine, pentru tine, atunci crucea dintr-o dată are sens. Da, are sens, e în centrul vieții tale. Pavel, când explică acest lucru, s-a izbit de aceeași problemă, de scandalul crucii. Scandalul pe care l-a produs crucea atunci între evrei și greci. De ce? Pentru că evrei și greci erau două popoare care dominau partea aceea a lumii. Evreii dominau prin religia monoteistă și grecii prin filozofie. Și în Corint, Pavel scrie corintenilor, în Corint acest oraș, care nu era mare atunci, se estimează undeva la 10.000 de oameni, dar o cetate așa, aflată la intersecția mai multor lumi, au pătruns foarte multe religii cu foarte multe culturi, obiceiuri. Și Pavel are în biserică, deodată, la oaltă, și evrei și greci încreștinați, care nu au lăsat tot ce au moștenit deoparte când s-au dat lui Hristos. Și au avut neînțelegeri, evident. Nu primeau cum se cuvine Evanghelia, așa spune Apostolul Pavel. De exemplu, să lăudau cu cine i-a botezat. Mai sunt și astăzi care cred că asta contează. Vai, pe mine m-a botezat cu tare. De parcă ar fi fost un, nu știu ce, o taină? Un sacrament acolo, în plus? Credința ta a contat. În sfârșit, așa era și la Corint. Și Pavel reglează lucrurile. Rețineți, epistola către corinteni este o epistolă corectivă, nu normativă. Ce găsim acolo nu-i normă, ci Pavel doar corectează niște abuzuri, extremități și teologice și practice. Și problema de data aceasta era cum se înțelegea crucea lui Hristos. Ce legătură există între ce a făcut Hristos și credința ta. Evreii, spune aici Pavel, cer semne. Grecii cereau filozofie, înțelepciune, rațiune, dovezi. Și unii și alții mergeau pe două linii diferite. Evreii mai religioși, zic, doreau semne. Când au auzit că în centrul religiei creștine stă a noi religiei, că încă nu era foarte clar definită perioada după anii 50, evreii au zis, păi ăsta e semnul blestemului lui Jehova. De aceea atunci când Pavel vorbea despre răstignirea Mesiei, au considerat că pentru credință crucea este o poticnire, nu o putere, un scandal. N-au vrut, n-au putut să accepte. Grecii, pe de altă parte, erau mai sofisticați, mai filozofi. Ei nu puteau accepta logic, pentru ei era o nebunie, râdeau de ideea că mântuirea ar putea veni prin răstignire. Ei doreau altceva. Da. Ca să fac o paranteză aici,
O parte din filozofii greci credeau că toată creația sau materia este rea. De aceea, cum pot să crezi, întrebau ei, cum pot să crezi că un Dumnezeu bun ar putea să intre într-o lume rea? Ei nu acceptau întruparea, oricum. Și mai greu era pentru ei să creadă că un astfel de Dumnezeu ne mântuiește prin cruce, printr-o jertfă, printr-un sacrificiu a unui om nevinovat, practic. De aceea, pentru ei era ilogic. Pentru evrei era imposibil, le trebuia un alt gen de semn. De aceea, spune Pavel, unii zic că e un scandal. E împotriva tuturor legilor umane. Ca să vă ilustrez diferența sau semnificația la evrei, vă amintiți de Apostolul Petru? Înainte era ucenicul Petru, care la un moment dat îl aude pe Iisus că vorbește despre faptul că el trebuie să meargă la Ierusalim, să sufere, să fie batjocorit, să moară și a treia zi să învie din morți. Și Petru sare și spune, Doamne, să nu cumva să ți se întâmple așa ceva. Vă amintiți scena? Nici măcar în capul lui, atunci un evreu, da, nu putea încăpea ideea că el, Mesia, să moară, să fie răstignit. Am vrut să vă ilustrez cât de greu se poate accepta ideea crucii. Și dacă a fost atunci greu de acceptat și astăzi este la fel de acceptat. Ați văzut, oamenii preferă mai ușor un simbol. Preferă să aibă o cruciuliță sau un crucifix. Știți care e diferența? O cruciuliță e fără nicio sculptură a unui trup pe ea. Asta e pentru ortodox. Și ortodoxii nu acceptă în tridimensional, nu acceptă sculpturile. La catolici se acceptă. Dacă veți vedea o cruciuliță cu crucifix, adică cu un trup răstignit, aceia sunt catolici. Da? Să aveți grijă dacă vă dați suveniruri, să țineți cont de semnificația asta. Da. Că s-ar putea să jignești pe unii, dacă știu ceva teologie. Dar uitați ce simplu rezolvăm sau rezolvă oamenii problema crucii. Am rezolvat-o printr-un semn rapid, un suvenir. Pune crucea în mașină, pune crucea peste tot, nu o ia cu el. În aceeași frază și știm un politician, nu? Care în aceeași frază vorbea despre Dumnezeu și înjura. Acum are momente de meditație, să vadă că cele două nu pot să meargă împreună. Da. Noi suntem cei zi care dezbrăcăm și simbolul de semnificație reală. De aceea pierdem enorm. Pierdem noi enorm când ne uităm la lucruri din afară, la forme. Și judecăm pe toți spre baza formelor. Are sau nu are? E îmbrăcat așa sau nu e așa? A făcut aia sau nu a făcut aia? E adevărat că e nevoie de puțin ritual. Dar noi trebuie să ne uităm la esență, la relație. Are omul acela relație cu Hristos sau nu are? Ritualul vine după relație întotdeauna. Deci crucea a provocat, zic, scandal atunci, așa cum provoacă și astăzi. Foarte rar se mai pomenește despre cruce. Sunt interesat de muzica contemporană, de praise and worship. O analizez de obicei cu ochiul critic al teologului, să văd ce transmite muzica de astăzi. Și avem o problemă serioasă, pentru că o mare parte din muzica nouă care a pătruns în bisericile noastre, încurajează religia simțurilor și mai puțin religia credinței. Vreau, Doamne, să te ating, vreau să te simt, vreau să fii aproape de mine. E adevărat că parțial lucrul acesta funcționează dacă ai citit numai cartea Cântarea Cântărilor. Dar religia noastră nu este o religie a simțurilor, ci o religie a credinței.
în care noi ne exprimăm încrederea în Dumnezeu. Și ce dacă nu-L simți pe Dumnezeu într-o duminică? Și ce dacă nu-L simți în fiecare zi și vin probleme peste tine? Te lepezi de Dumnezeul tău, de Hristosul tău? Astăzi nu se mai predică crucea lui Hristos, jertfa lui Hristos, pentru că se consideră că sunt depășite, inacceptabil. Să vorbești despre jertfă, sacrificiu astăzi, la tinerii de astăzi, cu smartphone-uri. Cum să le vorbești despre răstignire? Și asta se vede, zic, în cântările noi. Orice cântare nouă trebuie verificată din prisma Scripturii. Are în esența ei cântarea aceea, jertfa Domnului, crucea Domnului, învierea Domnului, îl are pe Domnul nostru sau are omul și simțurile lui? Ar merita toate cântările verificate și păstrate doar cele care onorează pe Dumnezeu și nu cele care gâdilă firea pământească. Dar să știți că e foarte greu astăzi să predici despre cruce. Aproape că nu mai știi cum să folosești termenii să explici noi generații ce înseamnă ispășirea. Cum ați defini ispășirea pentru un tânăr astăzi? Foarte greu, nu? Ideea de răscumpărare poate. Dar ideea de ispășire, că păcatele care trebuie acoperite, nu? Poate eventual în termeni moderni, nu? Ești tot virusat. Ai nevoie de un soft care să dilituiască toți virusii din tine. Firewall. Dar poate că în termenii aceștia am putea mai ușor transmite Evanghelia. Poate că vor veni acele vremuri în care va trebui să ajustăm puțin limbajul, că așa a fost dintotdeauna. Ca să înțeleagă și noua generație esența crucii. Că Iisus Hristos și-a dat viața pentru păcatele tale. Că sângele Lui poate să-ți curățească orice păcat. Că este putere în sânge, așa spune Apostolul Pavel. Nu este o potignire, ci este puterea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu la lucru. Adică acest mesaj al crucii, jertfa lui Hristos în locul tău, poate să te transforme, poate să te schimbe. Aici stă scandalul, de fapt, cu adevărat. Aici stă forța, puterea crucii. Să-ți dea un mesaj transformator, eliberator. Să ți se spună, păcatele tale, toate pot fi iertate. Tu poți fi un om nou, o creație nouă. Toate cele vechi să se ducă. Altfel spus, puterea acestui Hristos viu să pătrundă în centrul personalității tale. Să-ți schimbe morala. Eu cred că religia adevărată schimbă morala, viața, etica, comportamentul. Când altcineva devine centrul vieții tale, începe să preia sub controlul lui și mintea, și voința, și sentimentele, și simțirile. De aceea Pavel n-avea nicio problemă să spună am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Răstignirea, nu? Împreună cu Hristos, identificarea, adică cu ce a făcut Hristos pentru tine, produce o revoluție la nivelul minții și la nivelul inimii. Asta spune Pavel aici. La nivelul minții, pentru filozofii greci, ei nu puteau accepta așa ceva. Dar este posibil. Și la nivelul inimii pentru evreii, da, mai sentimentaliști, mai romantici, cu ritualul în spate, dar care n-aveau inima schimbată. Pentru amândouă categoriile, pentru cei care caută adevărul și cu mintea și cu inima, crucea lui Hristos este soluția. Asta spune Pavel. Poți fi transformat. Să gândești diferit, să trăiești diferit. Și nu puțin, nu mulți sunt cei care pricep aceasta, de aceea Pavel, foarte interesant, citează din niște proroci aici, din Isaia în special,
când vorbește despre faptul că, uitați-vă, fraților, între voi, ce, nu sunt mulți de neam ales, nu? Nu sunt VIP-uri multe între voi, nu sunt mulți înțelepți în sensul lumii, da? Nici mulți puternici, mulți de neam ales, dar Dumnezeu zice, a lucrat paradoxal. Știți ce înseamnă cuvântul paradoxal? Neașteptat. Contrar așteptărilor. Paradoxal, adică zice, a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. V-a ales pe voi, neînsemnați, și v-a dat mântuirea, pentru că ați primit crucea. Crucea are un mesaj paradoxal. Poate că asta ne-a cucerit. Nu putem noi exprima exact în felul acesta, dar asta ne-a cucerit. Paradoxul. Paradoxul ne-a cucerit. Îmi vine în minte contele Zinzendorf. A fost un moravian, pietist luteran, foarte bogat la început, moștenise ceva terenuri și alte lucruri, dar nu prea era serios în religia lui, deși era luteran, protestant. Până într-o zi, când a vizitat un muzeu și acolo a stat față în față cu un tablou al răstignirii Domnului Iisus Hristos. Hristos răstignit. Și artistul, pictorul, a avut inspirația ca de desubtul acelui tablou să scrie în limba latină cuvintele lui Iisus pentru privitor. Eu aceasta am făcut pentru tine, tu ce faci pentru mine? Și acest tânăr bogat, Nicolaus Ludwig von Zinzendorf, a fost transformat de acest mesaj și a hotărât să facă ceva pentru Hristos. Hristos mi-a salvat viața, eu ce să fac pentru El? Acolo, în fața tabloului răstignirii, a hotărât să-și dedice o parte din avere pentru niște creștini care erau persecutați, s-au născut astfel mișcarea fraților moravieni, care au influențat mai târziu pe frații Wesley și mișcarea metodistă, care mișcarea metodistă a influențat mișcarea baptistă și care apoi mișcarea metodistă și baptistă a influențat mișcarea penticostală. Vedeți de unde a pornit tot? De la un tablou. Cu răstignirea lui Hristos. Pentru că mesajul era acesta. Ai văzut ce am făcut eu pentru tine? Ăsta e modelul de viață. Crucea devine model, da, prin mesajul pe care îl transmite. Acesta e ucenicul lui Hristos. Ucenicul lui Iisus suferă de la început până la sfârșit. Asta trebuie să te aștepți. Când nu suferi pentru crucea lui Hristos, ai o problemă. Înseamnă că nu o mărturisești. Nu? Nu ți-ai deschis gura să-L prezinți pe Hristos. Soluția, salvarea pentru cei de lângă tine. Noi însă credem acest lucru, nu-i așa? Aceea crucea este pentru noi putere și înțelepciune. Nu este un simbol searbăt, poartă o semnificație, dar pe noi nu ne interesează semnul în sine. Ne interesează mesajul, conținutul, puterea pe care îl transmite. Că poți fi mântuit, poți fi eliberat. Mintea ta și inima ta pot să fie scurtcircuitate prin credință. Și poți să fie eliberat. Acesta e mesajul crucii. Dacă renunțăm la asta, frați și surori, renunțăm la miez, la esența Evangheliei. Și arătăm ca și ceilalți. Închei cu o ilustrație personală. Eram student la Timișoara aici, în anii sfârșitul anilor 70. Și am predicat într-un oraș, interesant, unde chiar duminică voi fi, la Tunul Severin. Și tânăr predicator atunci,
plin de verbă, ai multe idei, dar uneori poți pierde esența. Predic despre harul lui Dumnezeu. Credeam că e o predică bună. Am lucrat-o bine, prezentat-o și la sfârșit, printre cei care, cu care dau mâna, așa cum se obișnuiește, o soră, mai în vârstă, se prezintă sora Marcu. Era soția fratelui Nichifor Marcu. Și spune, tinere, frumos ai predicat. Eu, foarte măgulit. Dar zice, cum se poate că ai predicat despre harul lui Dumnezeu și n-ai pomenit niciodată despre crucea lui Hristos? Tot am roșit. Am pălit, am roșit, nu știu. Am priceput mesajul ei. Cum poți să predici despre har fără cruce? Totul, nu, se pune la picioarele crucii lui Hristos. Și încerc de atunci să nu uit niciodată care este esența, conținutul Evangheliei lui Hristos. Să ne înțelepțească Dumnezeu pe toți, să nu ne fie frică și rușine de a proclama crucea lui Hristos. Chiar dacă limbajul diferă, știu, metaforele, analogiile diferă, vorbiți despre crucea lui Hristos, pentru că acolo e puterea. Puterea nu stă în meșteșugul vorbirii noastre, în structura mesajelor noastre, ci în Duhul care e preluat de Duhul lui Hristos și îl dă pe Hristos altora, așa cum este, relație adevărată care transformă acestui Hristos care s-a dat pentru noi și care stă în centru ființei noastre, a bisericii lui. A lui să fie toată slava în vecii vecilor. Amin. Cea-i ascultarea Domnului Iisus, cea mai înaltă jertfă care s-a dus, darul cel mai mare, prețul neîntrecut, ca să mântuiască ce era pierdut. Crucea-i slava ta, crucea-i pacea mea, din blestemă scos, jertfa lui Hristos. Viață mi-a adus crucea lui Iisus, slavă lui Hristos, slavă lui Hristos. Crucea e dragostea mai sus, nu-i nimic s-arate atât de strălugit, dragostea cu care Tatăl ne-a iubit. Crucea-i slavă, pacea mea, din blestemă scos, jertfa lui Hristos, viață mi-a adus
crucea lui Iisus, slavă lui Hristos, slavă lui Hristos. Crucea-i biruința Domnului Iisus, El a învins când singur morții s-a supus. Și-a zdrobit vrăjmașul când s-a umilit. Preamărit e mielul, fiindcă s-a jertfit. Crucea-i slava ta, crucea-i pacea mea, din blestem a scos jertfa lui Hristos, viață mi-a adus crucea lui Iisus, slavă lui Hristos, slavă lui Hristos. Crucea este slava Domnului Iisus, prin ea și-a înălțat El numele-i mai sus. Rănile lui sfinte veșnic vor purta, mântuirea noastră și mărirea sa. Crucea-i slava ta, crucea-i pacea mea, din blestem a scos jertfa lui Hristos, viață mi-a adus crucea lui Iisus, slavă lui Hristos, slavă lui Hristos. Crucea-i slava ta, crucea-i pacea mea, din blestem a scos jertfa lui Hristos, viață mi-a adus crucea lui Iisus, slavă lui Hristos, slavă lui Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta, pentru timpul de aici, pentru tot ce ne-a dat Domnul. Mulțumim celor care ne-au slujit prin cântare, Dumnezeu să vă binecuvinteze și în alergările voastre, să fie cu voi, să vă poarte de grijă, să-L cinstiți în felul ăsta pe Domnul și nu numai. Mulțumim fratele meu Emil pentru disponibilitate, a venit din vacanță de undeva de departe și a zis pot să ajung joi seara la voi și a fost cu noi și... Mulțumim pentru cruce. Ne rugăm pentru casa ta, pentru lucrarea care facem, Emil. Am vrea să fie Domnul cu tine și duminică la Severin și nu numai în slujirea voastră, să vă binecuvinteze. Haideți, doi frați din adunare, sau un frate și o soră, să te conducă rugăciune, care vreți. Ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu și rugăm să ne poarte de grijă și dacă o fi voia lui duminică să ne vedem din nou. Hai, ne rugăm.
Amin. 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 Mulțumim. Aleluia. Amin. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui, părtășia Duhului Sfânt, să fie și să rămână cu noi toți și cu toți răscumpărați tăi, până în veci. Amin. În numele Domnului Iisus, adunarea este liberă.